Aeroportul din Craiova a semnat un contract cu o companie aeriană irlandeză. Este un câștig, spune conducerea aeroportului, mai ales că suntem al treilea oraș din țară, după București și Timișoara, unde operează Ryanair. Vom începe cu o destinație, dar asta nu este totul. Este, dacă vreți, un început de cunoaștere reciprocă între noi și aeroportul din Craiova și, pe de altă parte, firma Ryanair, care vrea să vadă cum se desfășoară activitatea și, pe măsură ce ne cunoaște mai bine, să poată să dezvolte și alte destinații. Am dorit întotdeauna Ryanair în Craiova. După cum vedeți, investițiile Consiliului Județean și, în general, investițiile într-un aeroport aduc trafic. Abia acum suntem în situația de a avea ce oferi unui operator de talia Ryanair. Compania low cost va opera din luna noiembrie curse din Craiova spre Valencia de două ori pe săptămână, joia și duminica. Astăzi anunțăm cel de-al treilea aeroport, respectiv Craiova, și cel mai important, lansarea unei pagini în limba română, pagina de pe care puteți să faceți deja rezervările pentru noua rută către Valencia. Prețurile pentru această rută încep de la 24 de euro și 99 de cenți pentru o singură direcție. Compania aeriană se așteaptă să aducă peste 33.000 de clienți pe an. Mai mult, odată cu venirea Ryanair, s-au creat 25 de locuri de muncă la aeroportul din Craiova.